Bombardarea tâlhărească a orașelor vietnameze de către aviația Statelor Unite ale Americii a stârnit un puternic val de mânie în rândurile cetățenilor din țara noastră. La București, în cadrul mitingului organizat de Liga Română de Prietenie cu popoarele din Asia și Africa, participanții au înfierat noile crime ale imperialiștilor americani și au adoptat o moțiune de protest împotriva acestor acțiuni nesăbuite care constituie un grav pericol la adresa păcii în întreaga lume. Încercând să înmâneze moțiunea de protest ambasadei Statelor Unite la București, participanții la meeting au găsit porțile închise. Manifestanții și-au exprimat adânca revoltă împotriva agresiunii americane și sentimentele de solidaritate cu cauza dreaptă a eroicului popor vietnamez.